Bună ziua, Laurențiu. Îți mulțumesc că ai răspuns afirmativ la invitația newsletterului ROAD. Am o întrebare pentru tine, care e de fapt pe buzele tuturor, legat de criza coronavirus prin care trecem, dar vreau să o particularizez puțin și să te rog să faci o conexiune între situația industriei de aviație și această criză prin care trecem. Da, mulțumesc înainte de toate că m-ai băgat în seamă. Într-adevăr, criza asta e cu totul specială și cred că industria aviației e una dintre cele mai lovite, fie că vorbim de companii aeriene, fie că vorbim de industria producătoare. Nu știu când se termină criza coronavirus, dacă te-ai gândit cumva să mă întrebi asta, dar știu cu certitudine că nu o să dureze o veșnicie și după ce se termină, va trebui să reluăm activitatea în domeniul aviației de acolo unde rămâne și curând sau mai târziu va trebui să ajungem măcar unde am fost, dacă nu undeva și mai în față. Pentru că înapoi la căruță nu ne vom mai întoarce, iar aviația, în general vorbind, fie că vorbim de industrie, fie că vorbim de operatori aerieni, are un loc care e bine stabilit și e clar că este ceva de viitor. Măcar ritmul în care s-a dezvoltat în ultimii ani e un indicator foarte semnificativ pentru lucrul ăsta. Important este ca atunci când criza se va fi terminat să știm ce avem de făcut, să ne adaptăm la noua situație, pentru că multe lucruri nu vor mai fi cum au fost, și să fim în stare să ne păstrăm, dacă nu cumva să facem un pas înainte față de ce am fost înainte de criză. Dar legat de industrie, de producătorii români din acest domeniu, ce ai putea să ne spui? Ce să vă spun? Înainte de toate, ar trebui să-mi afirm regretul că avem oportunități pe care, deși vorbim despre ele, suntem veșnic nemulțumiți că nu ni se dă offset, că nu ni se face una sau alta, le pierdem, trec pe lângă noi, nu suntem pregătiți și cred că avem o problemă și vis-a-vis de puterea și curajul de a lua decizii. Eu cred că vor rămâne oportunități în continuare, ocazii în continuare. Este foarte clar că multe lucruri nu vor mai fi cum au fost, dar este la fel de adevărat că va fi momentul celor care știu ce vor și riscă. Până la urmă, câștigul e direct proporțional cu riscul. Da, există. Eu mă uit cu optimism la ceea ce urmează să se întâmple după coronavirus. E clar că vom porni lent, toată lumea va fi foarte suspicioasă, vor fi pierderi economice, va fi o accelerare lentă din nefericire, dar este clar că marile flote aeriene care au fost ținute și sunt în continuare la sol, își vor lua din nou zborul. Și chiar dacă unele comenzi au rămas în incertitudine sau au fost anulate sau au fost amânate, mai devreme sau mai târziu, lucrurile vor fi reluate. E bine să fim în eșalonul celor care știu ce au de făcut și vor, măcar în ceasul al 12-lea, să facă ceva. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul sincer și mai ales că este pe o tonalitate optimistă. Cu plăcere oricând. Numai bine.